Bună seara, dragi telespectatori! Astăzi o să discutăm despre o temă care ne impactează pe toți la un moment dat în viață și care ne poate ajuta și în prevenție. Autovindecarea, echilibrarea și regenerarea corpului. De asemenea, o să discutăm în a doua parte și despre programul de fizioterapie energetică, care are rezultate deosebite de 3 ani în întreaga țară, așa cum o să vedeți și din mărturii. Este un program care se adresează atât durerilor articulare și de coloană, dar și pentru echilibrarea corpului în ansamblu, tocmai pentru că se lucrează la nivel energetic și atunci se penetrează toate corpurile omului pentru a ajunge la nivelul fizic și a face o vindecare de durată pe termen lung fără a apărea recidive în viitor. Autovindecarea este o temă vastă și ne impactează din ce în ce mai mult, din păcate, în acest stil haotic al vieții de zi cu zi. Tocmai de aceea am simțit nevoia să fac unul din retreat-urile profunde pe care le avem de 3 zile pe această temă. O să ne întâlnim la mijlocul lui septembrie și o să discutăm pe larg și o să aplicăm multe tehnici practice pe care puteți să le utilizați și voi ulterior în viața de zi cu zi, tocmai pentru a ne readuce armonia și echilibru în corpul nostru pe toate planurile. Și atunci are loc acea vindecare de la nivelul energetic în care se șterg imprinturile din corpul emoțional, din corpul energetic și atunci lucrurile se rezolvă pe termen lung. Cum am onoarea să fac această emisiune singură, pot să vorbesc un pic și despre mine, tot primesc și întrebări legate de acesta. Deci, numele complet e Simona Ioniță Mărgărit. Soțul mi-a dat un nume frumos, da? Și am 10 ani de experiență în domeniu, inclusiv 4 în străinătate, având o dublă acreditare atât în Cipru, dar și în România, pentru că nu era recunoscut aici. Ca formare sunt bioenergoterapeut, adică pe curățări energetice, dar și formator, tehnician nutriționist, inițiator al acestui program de fizioterapie energetică, pentru care chiar mi se cere franciză în țară, pentru dureri articulare și de coloană și armonizarea corpului în general. Acest program are atât o parte energetică în care facem o evaluare să aflăm cauza exactă din punct de vedere terapeutic a problematicii respective, a afecțiunii din corp, dar are și o parte în care puteți lucra cu aparate tocmai pentru a face schimbarea în toate planurile, și fizic, dar și energetic. Și partea frumoasă este că de curând am găsit o versiune de aparate care se pot utiliza chiar din confortul casei dumneavoastră. Deci nu vreau să țin neapărat informația doar pentru mine în momentul în care puteți să vă ajutați singuri. Adică 4 terapii sunt într-un singur aparat și puteți să le folosiți oricând doriți voi și cei dragi. Mai ales cei care nu pot ajunge ușor în tabere, în retreat-urile noastre sau în București. Programul mai este și în Constanța, și în Brașov, Sibiu, o să fie în curând, Timișoara în toamnă, și există o listă de așteptare pentru cei dornici să facă o schimbare. În București mai sunt încă 2 cabinete care mi-au cerut să colaborăm, tocmai pentru că e o mare nevoie pentru echilibrări, în special pe partea de dureri articulare și de coloană, dar o să vedeți și din mărturiile care sunt și pe site, site-ul meu simonaionita.com, dar și în site-ul firmei, care îl vedeți la începutul și la sfârșitul emisiunii, sunt rezultate pe multiple planuri. De ce? Pentru că în funcție de cum energia universală e lăsată să curgă, în funcție de ce omul pregătit să elibereze, ce condiționări a schimbat, ce lucruri a schimbat în modul lui de gândire, de percepția vieții,
apar manifestări în diverse aspecte ale vieții. Poate fi până și viața de cuplu, un somn mai profund. Am întâlnit până și o schimbare masivă fizică în trei zile. Era o doamnă în provincie, când merg la mama, mai fac acolo terapie de câțiva ani. Era o doamnă care nu putea dormi bine. Și atunci, în momentul în care ea s-a echilibrat și a putut să se odihnească, a putut să mănânce, să doarmă, și apropo, adormise cu televizorul aprins, ea care nu dormea toată noaptea și îmi spunea că s-a trezit dimineața cu lumina aprinsă și televizorul aprins. Momentul, deci, când i-a dat corpului ce a avut nevoie, atunci corpul s-a armonizat și a ajuns de la o doamnă de 75 de ani la care toată lumea aștepta să moară pentru că era foarte slabă și dezechilibrată, la o doamnă pe care lumea nu mai recunoștea pe stradă și o întreba ce s-a întâmplat, de ce e schimbat ceva la tine. Și fizic, fălcile s-au schimbat. Dar era momentul potrivit pentru ea și a arătat universului determinarea de schimbare, pentru că o să discutăm pe larg ulterior, e foarte importantă deschiderea. E vorba de un act terapeutic care lucrează la nivelul fizic, la nivelul cuantic, da? E vorba de a transmite o anumită energie, anumită vibrație. De asta, din cele 6 aparate care le am, 4 v-am zis, vi le dau și acasă. De fapt, chiar încă 1-5 pot să... De fapt, toate, dar sunt mai nu sunt așa de ușor accesibile celelalte. Dar ideea e că acele aparate sunt programate să lucreze pe vibrația potrivită fiecărui om și tocmai de aceea sunt acele rezultate foarte bune. De curând am fost chemată până și în Anglia să fac niște terapii. A venit aici în România câteva persoane și au văzut rezultatele. Deci energia lucrează, dar și în momentul în care tu ai determinarea și deschiderea de a o primi, lucrurile se schimbă și e un lucru la nivel cuantic în care poate porni schimbarea și o văd de multe ori, de exemplu în taberele la Sarmisegetuza, de multe ori în mașini cei care merg ajung să aibă probleme similare și în 8 ore de mers discută între ei și ajung să plângă, să elibereze diverse emoții, frustrări. Deci ei deja pornesc acel proces de schimbare, de vindecare în momentul în care pleacă și de fapt pornește acea schimbare din momentul în care au intenția clară să facă schimbarea și se deschid universului să facă schimbarea în ei. Înțelegeți? De exemplu, doamna aceasta, Done, a venit fără programare, la fiecare terapie mergea 3 km în baston, avea un picior mai lung decât celălalt, o se operase la genunchi, fine. Avea o tijă pusă, dar ea era determinată, era soare, nu conta cum e, ea mergea 3 km pe jos, că ea era convinsă că acolo e schimbarea. Și nu numai atât, a venit fără programare și de două ori s-a întors acasă fără să poată face nimic și a treia oară când a venit a așteptat vreo două ore pentru că aveam alte programări până m-am eliberat. Deci vă dați seama ce determinare era în sufletul acelei doamne. Deci e important să-i arătăm universului determinarea, e important să ne deschidem și să cerem calea către vindecare, pentru că fără a cere nu ni se va da. Și e important să cerem semne vizibile pentru a ajunge pe calea noastră spre vindecare, pe calea potrivită fiecăruia, pentru că, după cum știți, poate ce e potrivit unuia nu e neapărat celuilalt. Tocmai de aceea am învățat multe tehnici pentru a mă putea plia un pic în funcție de nevoile omului. Deci primul pas e conștientizarea, să fim... convinși că este ceva de schimbat la noi, să cerem universului calea către această schimbare și vindecare, să credem că există o soluție și să o căutăm și universul să ne ghideze în drept divin, să ne dea semne pe care să le putem vedea, după cum spuneam. Deci niciodată universul nu ne încalcă liberul arbitru. Dacă noi nu credem
și doar așteptăm să murim, cum am avut câțiva pacienți în provincie care erau mai în vârstă și zic, dar n-ați făcut nimic 10 ani în care v-a durut, cum ați putut sta așa? Așteptam să mor. Deci aceasta nu e atitudine corectă de la viață, pentru că fiecare ființă de pe acest univers, în special ființele umane, avem dreptul la o viață în putere atâta timp cât este, cum am mai spus-o. Și cred cu tăria aceasta și tocmai de aceasta sunt pentru prevenție și pentru a face lucruri care să ne ajute să nu mai ajungem în acea groapă profundă în care ne e mai dificil să ne ridicăm și avem nevoie de ajutorul cuiva care să ne ridice. Și tocmai de aceea în toate retreat-urile care le avem, în toate seminariile, la toate terapiile, ceea ce fac e să le dau tehnici practice pe care să le utilizeze ori de câte ori au nevoie. Adică când simt că, nu știu, îi ține gâtul, inima, că în corpul lor e un disconfort, că se contractă aura lor, corpul lor, să facă ceva pentru a elibera acele energii stagnate cât mai rapid, pentru că atunci e în puterea lor să o facă, la vibrația lor. Dar în momentul în care lucrurile au stat acolo luni și luni și de multe ori ani, ele s-au solidificat și au creat blocaje în câmpul energetic, care în timp au dus la semne vizibile și pe planul fizic și chiar în rezultate la medic, în analizele medicale, în radiografii, etc. Da? Deci e foarte important să încercăm să nu ajungem la un dezechilibru atât de major și să ne echilibrăm cât mai rapid și să folosim acele tehnici de curățări energetice cât mai rapid. Pentru că acele blocaje, puteți să vi le închipuiți, corpul nostru la nivel energetic sunt ca niște tuburi, firișoare, da? Fine de multe ori, sunt atâtea meridiane, nu numai principale, ci și secundare, atâția centri energetici, nu numai principal, ci și secundari. Și fiecare are rolul lui. Unul să fie blocat afectează multe aspecte din viața noastră. Și de aceea e important, poate din când în când, să faci și preventiv o curățare energetică. Eu îmi place să fac 3 la distanță de câteva zile, 5-7 zile, 10 zile, tocmai pentru a face un boost de transformare în viață. Se văd pe toate planurile schimbările, pentru că în momentul în care eliberezi lucruri stagnate și pe care Dumnezeu, energia universală, îți dă voie să le eliberezi, tu ca terapeut să le vezi sau doar să le eliberezi și corpul respectiv e pregătit să le elibereze și încarci acele goluri cu energii benefice și faci o protecție pentru a nu pierde acele energii, atunci lucrurile se transformă în viață. Până și eu, copilul l-am făcut după ce am făcut o curățare energetică, eu și soțul meu, în aceea zi, unul după altul, la profesoara mea de bioenergoterapie. Și poate nu mă gândeam asta, nici nu... Deci nu încercasem foarte mult, nu voiam neapărat, adică nu eram obsedată de ideea asta, dar așa s-a așezat energia potrivită acelui copil super pe care îl am, mult mai înțelept decât mine de multe ori, pentru că știți cum sunt copiii, sunt maestrii noștri, au și până și ADN-ul diferit de noi, da? Deci puteți face lucruri și preventiv. Dar haideți să vedem ce să putem face și dacă deja afecțiunea s-a instalat în corp, din păcate, și nu ne-am luat măsurile de precauție pentru a nu lăsa să stagneze acele energii. Deci spuneam, sunt firișoare și când sunt dopuri în acele firișoare, vă dați seama, tot fluxul nu lucrează cum trebuie. În programul de fizioterapie energetică, în primul rând, le recomand să ducă chiar la un osteopat sau chiropract pentru a alinia și oasele cât se poate la început, pentru ca și energia să curgă mai bine și să se deblocheze mai ușor acele puncte mai sensibile. Și sunt aparate care lucrează special exact pe punctele blocate, pe punctele mai dureroase, din tălpi să deschidă meridianele, să ne curețe aura noastră energetică și să ne încarce, dar să pornească autovindecarea, să ne alcalinizeze corpul, o să discutăm într-o altă emisiune cât de important este, să ne scoată metale grele, că tot acestea două sunt unele din principalele cauze ale durerilor articulare, pesticidele,
Aveți o emisiune pe larg despre cauzele durerilor articulare și de coloană, pe care o puteți găsi și pe pagina noastră de socializare, Știință, Transformare, Nutriție. Și puteți afla mult mai multe acolo. Și apropo, există ghiduri. Ghidul cauzele durerilor articulare și de coloană, ghidul cum să ne recăpătăm sănătatea și să ne păstrăm. Și le puteți downloada și de pe rețelele de, de socializare, dar și de site-ul meu, simonaioniță.com sau al firmei. Și puteți studia mai pe larg în confortul casei aceste informații. Știu că e foarte mult, dar e important să vedeți cu ce rezonați voi, să vă luați-vă 3 idei pe care să le aplicați încet, încet și apoi mai puteți revizui materialul sau emisiunea și mai adăugați alte lucruri. Dar important e să facem ceva pentru sănătate și pentru prevenție. Ce se mai poate face? Sunt și terapeut Harmat. Harmat e acel institut al inimii care a măsurat atât puterea inimii, dar a măsurat și stresul și efectul lui asupra corpului uman și au și un aparat cum să măsori stresul și cum să te echilibrezi tu pe termen lung. Adică sunt niște aparate folosite, ei sunt studiază de vreo 20 ceva de ani, deci foarte cunoscuți în domeniu. Ei și avem acele aparate și puteți să și pentru acasă. Deci NASA, poliția folosește și foarte multe foruri care lucrează în condiții foarte de stres și au nevoie să se echilibreze rapid, în 12 minute față de 12 zile fără stres, cum se întâmplă de obicei. Eu sunt terapeut Harmat, dar o să avem invitat și un trainer Harmat cu care mai facem împreună seminarii când sunt doritori să înțeleagă mai mult. Mai fac și eliberări emoționale, iertări, tăieri de legături și reiki, tehnici șamanice pentru aflarea cauzei unei situații, recuperarea sufletului, interpretare de sene, vise, simboluri și în funcție de ce e nevoie ne pliem. Ca formare, am o formare realistă, am făcut matematică, informatică, finanțe, bănci, un MBA în state. În Cipru l-am făcut, dar erau profesor din state, cu acreditare acolo. De aceea, pentru a ajunge la această echilibrare a creierului din partea realistă în partea umanistă, să spunem, am nevoie de multe ori de multe dovezi, de aparate și de aceea am strâns de-a lungul acestor 10 ani multe de genul bioresonanță și accesibilă, dar și care se potrivește cu analizele de la medic, așa cum au dovedit-o și medici care au luat aparate de starea meridianelor, de deparazitare, de curățare energetică și pornire vindecare, detoxifiere, alcalinizare, scos metale grele, vindecare și regenerare corp în general. Aceste aparate, și cele Harma, de exemplu, au rezultate nu numai pe stres. Și nu mai vezi vizual, o să vă arătăm vreodată, cum arată un corp în armonie și unul în dezarmonie. Se vede fizic, efectiv, cum doar respirația, doar a te gândi la ceva pozitiv, la ceva negativ, influențează starea și modul în care corpul tău își influențează imunitatea și energia corpului. Și autovindecarea, de fapt, pentru că stresul ne pune autovindecarea jos, că tot vorbim de autovindecare și nu avem nicio șansă să ne echilibrăm în stres. Știu oameni care aveau atacuri de panică sau aveau tensiune mare și au evitat să înceapă să ia pastilele și doar pentru că și-au luat o lună pentru ei, pentru sufletul lor, au făcut masaj, au făcut diverse tehnici, meditație, lucruri de relaxare, 10 ani n-au mai avut tensiune. Sunt 10 ani de atunci și n-au mai avut tensiune. De se poate. Totul e să avem încredere și să încercăm și alternative. Normal când se poate, pentru că dacă e ceva grav și chiar e nevoie să se intervină cu medicamente sau chirurgical, asta e. Dacă ne-am ignorat prea mult, acest lucru spune cuvântul, da? Dar când se poate, e bine, părerea mea, să încercăm să ne echilibrăm mai armonios, mai partea naturistă, dacă se poate. Și dacă nu, ajungem și la medicamente.
Deci spuneam că aparatele HARMAD nu numai stresul, în scăderea stresului ajută, dar și în îmbunătățirea somnului, în accesele de depresie, de furie, în cuplu, în a crește abilitățile de ascultare, focusul, scade oboseala și sunt studii dovedite clar de ei și au documentație pe fiecare în acest lucru. Toți suntem importatori, da? Ne găsiți și pe site-ul lor oficial. Aparatul, legat de aparate, vă mai spuneam și într-o emisiune anterioară, acum simt nevoia pentru a testa un produs să-l nu-l mai testez pe mine, pe familie, cum făceam înainte să recomand pacienților și să văd niște rezultate. Ci simt nevoia să văd la un aparat, există un aparat în care se pune acea frecvență a produsului în tine și se văd rezultatele asupra parametrilor corpului, de genul vârstă biologică, de genul stare emoțională, de sănătate, puterea centrilor energetice, a aurei. Te se testează înainte și după. După ce acea informație ajunge în corpul tău și vezi clar ce se întâmplă. Și de curând chiar am găsit o firmă care pentru prima dată tot ce am testat creștea aproape toți parametrii sau mare parte din ei. Pentru că până acum eram un pic dezorientată și eu și cei și pacienții, poate că alegeam câte ceva de aici, de acolo, ce am simțit, am văzut rezultate, în ce aveam încredere, da? Sunt niște produse prin nanotehnologie, se asimilează foarte bine. Atenție, deci când luați substanțe organice care se asimilează bine, pentru că altfel cele chimice se asimilează poate în jur de 10%. Deci mare parte luăm pe o parte și scoatem pe cealaltă și nu vedem mari schimbări în corp. Dar schimbările se pot face. Și am văzut sucuri care în 3 zile echilibrau durerile articulare, care echilibrau probleme de zeci de ani. Am văzut osteoporoză vindecată chiar la mama mea, deși medicii spun că nu se vindecă. Am văzut multe lucruri care se pot face dacă ai cerut și cauți calea către acel lucru. Și e important să, cum v-am spus și la început, să credem și să cerem să ni se deschidă acea cale. Legat de tabăra din septembrie, de la mijlocul septembrie, o să fie așa într-un grup foarte răstrâns, în jur de 15 oameni, pe malul mării, la Mamaia, într-o vilă foarte aproape, așa că în fiecare dimineață o să mergem să facem și exerciții pe malul mării și de sport, dar și de meditație, pentru a elibera, a crește imunitatea, a ne echilibra, pentru a ajuta circulația sanguină, limfatică, echilibru feminin-masculin și armonizarea cu noile frecvențe ale cerului și pământului. Și o să fie un retreat de vineri până duminică, în care efectiv o să ne rupem de cotidian. Aceste tabere sunt și în București câteodată, când se formează un grup. Câteodată le-am mai făcut și la Mare, și la Bran, și la San Misegetuza. Sunt tabere pe care le facem de ani. Dar sunt odată de două ori pe an, nu foarte des, în funcție de cum se așează universul de sus energiile să se întâmple, știți cum e. Că altfel, dacă mintea noastră vrea, dar Dumnezeu știe mai bine când e momentul și când apar oamenii care o cer și au nevoie de acele informații. Și ce specific în tabăra din acest an față de alți ani este că cei care o să vrea să lucreze mai mult cu ei înșiși pot să facă și diverse terapii pentru echilibrare și pot sta chiar 7 sau 10 zile pentru a beneficia de acel program de fizioterapie energetică pentru eliberarea durerilor și echilibrare emoțională în general. Ca bonus, e un bonus în valoare de 550 de lei, în care chiar dacă stați doar cele 3 zile puteți face verificarea și echilibrarea. Opțional se pot face și aflarea cauzei și mai multe verificări la prețuri promoționale pentru cei din tabără. Dar gratuit
în valoare de 850, îi beneficiază de tratament. Dar cine vrea cu adevărat să lucreze, e bine să facă o terapie chiar de 10 zile. Unele terapii se fac în fiecare zi, dar unele se fac cu o zi, două distanță între ele. Și cei care stau mai mult pot să mai opteze, dacă vor, vedem cine e dornic, să mai facem și tehnici de a atrage ce vă doriți în viață, echilibrarea blocajelor din viața ta, tehnici de protecție și weekendul următor pentru cei care stau 10 zile, cunoașterea de sine și a celorlalți prin descifrarea subconștientului, în care aflăm și scopul vieții, părți pozitive, negative, cum le putem cizela, cum le putem folosi, cum subconștientul nostru, care e ca un ghețar pus foarte adânc sub apă, poate să scoată la suprafață diverse lucruri pe care noi poate nu le conștientizăm prin desene, prin interpretarea desenelor, viselor, simbolurilor. Și apropo, imaginați-vă o sabie. Vedeți cât de departe de voi, o vedeți sau nu, cât de bogată este, ea ornamentată. Duceți-vă spre ea, puneți mâna pe ea, vedeți, vă e ușor să o luați în mână? Ridicați-o, vedeți dacă puteți să o ridicați, cât de grea vi se pare. Apoi cereți și faceți o micuță și puneți-o la dumneavoastră și mulțumim Dumnezeu pentru acel instrument. Și după pauză o să vă spun interpretarea acestui mic exercițiu. Am regăsit, Simona Ioniță Mărgărit, terapeut cu dublă acreditare europeană, și astăzi discutăm pe larg despre autovindecare, echilibrare, regenerare, dar și de programul de fizioterapie energetică împotriva durerilor, care o să aibă loc și la mijlocul septembrie la mare, dar și în București, în provincie, în marile orașe, și poate la Bran, Sarmisegetuza, în toamnă, când se așează. Și este cerere. Am rămas la exercițiu cu sabia. Deci reamintiți-vă cum era sabia voastră și cât de ușor vă era să ajungeți la ea, cât de aproape era, cât de ușor vă era să o ridicați, să o faceți mică, să o controlați. De fapt, sabia ce este? Este puterea noastră interioară și sunt diverse exerciții care de acest gen, acestea sunt lucrând prin simboluri, dar se poate lucra prin desene, prin vise, să scoatem din subconștient diverse tipare pe care noi, condiționări pe care, de care noi poate nu suntem conștienți. Și dacă sabia era departe de voi, înseamnă că nu erați atât în controlul puterii, nu sunteți atât de pe deplin în controlul puterii voastre interioare. Nu o puteți accesa așa ușor. Mai ales dacă era ascunsă, nisip, se întâmplă câteodată să fie ascunsă, da? Iarăși, ornamentarea, dacă e una simplă, înseamnă că deci nu conștientizați în detalii puterea voastră interioară. Dacă este una mai profundă, o sabie mai cu detalii, înflorături, e o sabie în care o putere interioară mai conștientizată, mai exprimată, cunoscută de voi înșivă. Că apropo, tot iarăși un weekend prelungit care îl avem noi este pentru descoperirea puterilor ascunse. Putem de genul să vezi la distanță casa cuiva sau diverse exerciții care să-ți dezvolte cele două emisfere ale creierului, feminin și masculin, pentru a ajuta să se formeze noi conexiuni neuronale între cele două emisfere și a manifesta potențialul vostru întreg. Și chiar de curând am găsit o carte foarte interesantă, e de Augusto, sub creierul copilului dumneavoastră, ceva de acest gen, în care arată clar cât de important e, mai ales când creștem copiii, să-și formeze aceste conexiuni neuronale pentru a putea echilibra atât
logica noastră, cât și raționalul, care e partea stângă a creierului, dreapta corpului, cu partea imaginară, partea intuitivă a creierului, care e în dreapta și stânga, partea feminină, da? Și stânga a corpului, dreapta a creierului. Deci sunt lucruri studiate științific, cunoscute și, din păcate, le-am ignorat. Și e momentul să ne luăm această putere în mâini, să simțim acea sabie mai ușoară în mâinile noastre, să putem ușor să o controlăm, să o facem mai mică și să ne o readucem în noi. Exact, a pune acea sabie la tine, exact a insera în tine acea putere interioară și a o conștientiza mult mai profund. Și sunt oameni care mi-au dat feedback-uri extraordinare numai după exerciții de genul acesta, până și le atrage la tine ce ai nevoie, bani, de exemplu, că găseau ușor, se ștergeau datoriile, și de relația de cuplu, și de copilul interior, care în momentul în care și-a conștientizat copilul interior, ceilalți întrebau ce s-a întâmplat, pentru că era altfel ca persoană. Deși ea nu făcuse foarte mari exerciții, doar o meditație în care, pentru care era pregătită să încorporeze acea energie în interiorul ei. Ok. Legat de autovindecare. Deci spuneam că se poate. Și am văzut-o de nenumărate ori, am văzut oameni care puneau mâna pe produsul exact de care aveau nevoie, deși nu știau ce e și veniseră din provincie special pentru el la un târg. Am văzut persoane ce nu se puteau duce la serviciu că vedeau entități și s-au echilibrat ușor când au înțeles cum să facă. Am văzut persoane care se gândeau de ani la cineva sau de care se despărțiseră poate și poate chiar aveau interacțiuni zilnice pline de tensiuni. Cum s-au schimbat radical după o terapie de 3 ore în care au început să zâmbească și să facă glume la serviciu. Am văzut pe cineva care era obsedat poate de un lucru care s-a întâmplat, de un avort, de o conexiune care rămăsese acolo cu alte lucruri, cu alte suflete poate, și odată eliberate și iertate, tăiate acele legături, lucrurile s-au schimbat rapid. Dar nu există nicio garanție în lucrurile acestea. Ține și de deschidere, ține și de Dumnezeu, de energia divină, ce lasă să curgă prin noi, pentru că noi suntem doar instrumentul. De exemplu, acele tăieri de legături, de-a lungul anilor, am început să le fac diferit. Inițial, poate, într-o anumită stare de meditație, oricine le poate simți, acele conexiuni care te consumă energetic. Și la autovindecare, în tabără, facem, pentru că e foarte important să ne eliberăm de aceste blocaje, aceste lucruri care ne țin în a merge în scopul vieții noastre ușor. Suntem, cărăm niște bolovan, de fapt, după noi, nu numai din viața asta, dar pot fi și din viața anterioare. Și atunci ne întrebăm de ce ne merg lucrurile mai cu greu în viața asta, da? Și se vede clar schimbarea, se vede până și eu, când am făcut prima dată o tehnică care, nu știu, din auzit, așa o aveam, m-am rătăcit în Cipru cu mașina, prin niște drumuri prin care mergeam des, era un curs la care mergeam regulat și de șamanism și nu înțelegeam ce s-a întâmplat, dar de fapt în momentul în care faci acea tăiere de legătură e o reașezare a energiei în aură, e ca un elastic tensionat pe care îl tai și atunci are loc o mișcare de câteva ore, te poți chiar simți un pic mai amețit, am văzut-o des, mai altfel, să spunem, până se reașează aura într-un alt mod mai benefic pentru noi. Am văzut atac de panică, apropo, că tot se întâmplă foarte des acum, tocmai din cauza acestui stres în care stăm. Am văzut atac de panică care, într-o terapie de 2 ore, după ani de zile în care chema salvarea săptămânal, în momentul în care o elevă de-a mea, care era doctora ei, i-a spus, încearcă și altceva, că nu mai știu ce să-ți facă efectiv, toate analizele erau perfecte, nu avea nicio explicație fizică, nici psihologică, era psiholog. În momentul în care a fost determinată să facă schimbarea și după o terapie de 2 ore, aplicând câteva tehnici simple, lucrurile nu s-au mai întâmplat, de fapt nici nu știam ce s-a mai întâmplat cu ea, dar după ani m-a contactat pentru că avea o altă problemă cu o vecină.
dar ea nu mai avusese niciun atac de panică. Dar era și determinarea, trebuia să plece în Canada să aibă grijă de 3 nepoței. Vă dați seama, cu atac de panică să ai grijă de 3 nepoței mici, să rămâi cu ei singuri acasă. Deci e chiar... Dar se poate, asta vreau să vă spun. Nu pierdeți-vă speranța că totul... fiți pozitiv, pentru că totul se poate rezolva. Am văzut cazuri grave în ultimul stadiu, readuse, reechilibrate în 3-4 săptămâni, cu un tratament adecvat care l-am din străinătate de la un doctor. Dar ideea e, ar fi nu să ajungem cu cuțitul la os, cum se spune popular, să facem ceva. Ideea e iarăși de prevenție, revin. Și să facem ceva, să prevenim, să nu solidificăm acele energii de care vorbeam. Mai bine să facem o curățare energetică preventiv. De aceea foarte des îmi place mult chiar să lucrez pe dezechilibre emoționale, pe echilibrări emoționale, pentru că atunci lucrurile, deși omul simte un disconfort un pic în fizic, simte că nu-i merg lucrurile, simte că nu e bine în pielea lui, dar se poate rezolva atât de ușor și e păcat să nu o facem. Da? În momentul în care deja e pe fizic, e nevoie de mai multe terapii. Una nu e de ajuns. În eliberările emoționale, de multe ori, mulți pacienți vin odată, mai aud de ei când îmi trimit pe cineva. Dar pe curățări energetice și mai ales când e pe programul de fizioterapie energetică, când e ceva de pe termen lung, chiar recomand 5-10 ședințe pentru măcar, poate chiar să-și ia aparatul acasă să se poată întreține. Deci fiți deschiși, urmați calea după ce ați cerut acea ghidare divină. Ce am observat, pe cauze emoționale sunt multe probleme datorită faptului că părinții vor să schimbe copiii sau pe cei din jurul lor. Și, din păcate, nimeni nu e profet în țara lui. Vă asigur că nici eu în familie. Deci trebuie să avem răbdare și să influențăm doar cu aura noastră, cu energia noastră și să avem încredere, să ne rugăm pentru ei că o să-și găsească calea lor potrivită pentru vindecare, că o să găsească omul care să aibă autoritatea asupra lor să le deschidă calea spre ceea ce au ei nevoie. Deși poate nouă ni se pare evident la nivelul nostru, pentru că trebuie să acceptăm. Suntem pe diverse niveluri de vibrație. Nimeni nu e foarte sus, nu o luați așa, că Dumnezeu poate e acolo, dar suntem pe diverse niveluri de vibrație, unii înțelegem mai ușor, alții mai greu. Și trebuie să acceptăm că fiecare are ritmul lui, blocajele lui, condiționările lui, lucrurile lui din copilărie peste care trebuie să treacă, sau poate chiar din altă viață, că nu degeaba fac și regresie, apropo, că n-am menționat. Ce putem face? Să spunem de maxim 3 ore, am o regulă, dar eventual să mai puneți o carte în drumul lor, puteți sugestiona, da? Puteți să-i spuneți că poate să asculte o emisiune, să ducă la o anumită persoană, dacă rezonează cu ea după emisiune. Mulți sunt din emisiunile pe care le-am făcut de-a lungul anilor și pe care le găsiți pe site-ul meu. Mulți au văzut o emisiune și când a fost momentul potrivit pentru ei și-au adus aminte că vor să facă într-adevăr acea schimbare. Dar e destul de dificil, deci, să lucrezi tu pentru altă persoană. De fapt, nu putem încărca liberul lor arbitru, e ritmul lor. Noi ce putem face? Putem tăia conexiunea aceasta care ne consumă energetic. Te spuneam că suntem legați cu fire de persoane și cu cât ne gândim mai mult și de evenimente și de locuri și cu cât ne gândim mai mult devine o autostradă greu de gestionat, pe care dăm energie și primim energie. Și mai ales când dăm și energie mai... de o vibrație nu prea înaltă, se întoarce bumerang asupra noastră în trăițe, spune, știți, nu degeaba arătăm așa, arătăm cu un dege și trei se întorc la noi. De aceea trebuie să avem răbdare și să dăm iubire necondiționată, să tăiem conexiunile pentru a nu ne mai afecta atât de tare și să apoi să dăm iubire necondiționată pe acele energii. Am văzut-o de curând, copilul se duce la creșă. Și am avut un șoc, pentru că, deși eu fiind ocupată, a stat cu diverse persoane și nu avea nicio problemă, era foarte versatil, am văzut că, deci fiecare dimineață spune că nu vrea să ducă și plânge când îl lasă acolo, de câte ori îl ia, e fericit, i-a plăcut, s-a jucat, dar în fiecare dimineață, fine, se întâmplă povestea de vreo 10 zile, deci nu e foarte mult timp, poate mai ia timp, am înțeles, 3 săptămâni să se așeze de multe ori.
Deci sunt acele conexiuni care vrem sau nu vrem ne afectează și te afectează și pe tine când îl vezi plângând clăș acolo, da? Și așa am înțeles de ce unele doamne au ajuns la mine tocmai cu această problemă, că era foarte grav la ele. Chiar nu am văzut alte reacții la alți copii de acolo. Erau într-un șoc emoțional, nu puteau să-i mai lase acolo pentru că plângeau continuu, da? Tocmai pentru că acea conexiune era atât de profundă și greu de gestionat și numai prin tăierea acelei conexiuni și reconectarea, cerem reconectarea la alt nivel, așa cum e mai benefic celor implicați, lucrurile se așează. Și apoi golurile lăsate de curățările energetice cerem să se umple cu energia benefică. Deci acestea ar fi etapele pentru detașări și apoi urmează iertările. Pe noul fir energetic să dăm iertare. Pentru a schimba energia atât în relație, dar dacă cealaltă persoană e deschisă, poate ajunge chiar la el și poate face schimbări de genul glumelor în întâlnirile pe care le aveau la serviciu, un exemplu care vi l-am dat anterior, da? Și iertarea se poate face, cereți în fața voastră sufletul persoanei respective, dar începeți cu voi în primul rând, cu părinții și apoi persoanele respective și spuneți: iartă-mă pentru tot în toate viețile, te iert pentru tot în toate viețile, te accept așa cum ești, mulțumesc și te iubesc. Și brodați pe lângă ce vă vine din suflet, din inimă. Deci e important spus nu cu mintea, ci cu inima, cu emoția. De multe ori la terapia adevărată ajung să plângă, să îi libereze, pentru că sunt lucrurile nespuse de ani, lucruri pe care nu le-au înțeles și poate încep să le înțeleagă, da? Aceea e o vindecare de adevărată, de durată, emoțională, da? Când așa se rezolvă lucrurile. Și pe detașări, pe tăieri de legături, am uitat să vă spun, de se poate face și să simți, deci, firul și să-l rupi, dar ideal ar fi odată măcar să faceți cu cineva care știe ce face pentru a avea tehnica și o putea face pe voi și când sunteți stăpân pe ea să o dați și voi altora, na? Și rupem, da? Și cerem să se vindece zona respectivă. Se poate face să efectiv să cerem de sus energia optimă de dizolvare a acelor conexiuni în drept divin potrivite de a fi eliberate atunci și să conduce energia cap, mâini și să lași să se ducă unde e nevoie. Dar e importantă intenția dinainte, da? Sau efectiv se poate cere sabia Sfântului Arhanghel de Mihail și cu ea să tai pe față, pe spate. Și apropo, de-a lungul timpului am adăugat deasupra capului, sub picioare, în pământ, în jurul tău, pentru că am avut diverse experiențe care mi-au arătat că trebuie, da? Făcut. Ok. În programul de autovindecare, echilibrare și armonizare, ce mai avem? Diverse sesiuni de curățare, detoxifiere, iertare a ta și a celorlalți, echilibrarea centrilor energetici, diminuarea stresului, autovindecare, armonizare fizică și emoțională. Și apropo, ce e foarte important în general la orice terapie, să faceți ce simte corpul vostru să facă. Pentru că o terapie e un mod de eliberare. E un mod de deblocare a acelui dop de care vorbeam la început. Și fiecare are modul lui de echilibrare. Eu de multe ori spuneam în tabere: faceți ce simțiți, sopăiți într-un picior, cântați, urlați, faceți ce simțiți voi să eliberați. Și chiar am avut un caz odată în care, fiind timidă, n-a avut așa exuberanța să se manifeste așa cum simțea ea. Și ce credeți că s-a întâmplat? Corpul oricum a eliberat. Dar a eliberat într-un mod mai neplăcut, cu vărsături și câteva ore de stat în pat, da? Deci energia lucrează, asta e chiar o dovadă dacă se întâmplă. Dar mergeți cu fluxul, tot spuneam eu că viața e ca un râu pe care mergeți. Mergeți cu fluxul vieții așa cum vă arată că e momentul și ritmul să se elibereze. Chiar cereți să se elibereze în ritmul potrivit, în modul potrivit, în locurile potrivite, da? Prea mult odată, iarăși nu poate fi bine. Am avut oameni, au cerut toată karma viața asta. Păi, poți să-i faci față? E întrebarea. Mai bine predete universului și energiei divine și cere să-ți dea în ritmul în care știe că e mai bine pentru tine, da? Și cu energia optimă în care știe că ți-e mai bine ție, da? Deci armonizare fizică, psihică, emoțională, iubirea de sine și a avea grijă de tine cu adevărat, diverse meditații de întoarcere la sine,
E bine să fim departe de familie, de copii, de alte lucruri care ne iau focusul, tocmai pentru a, în sfârșit, să ne uităm în interiorul nostru, să lăsăm haosul din jur, cotidian, să ne putem regăsi. Pentru că totul pornește de la noi. Și în tabăra de autocunoaștere, ca și în cea de autovindecare, până noi în interior nu ne centrăm, nu putem aduce impact nici în jurul nostru. Totul pornește cu noi. Suntem oglinda și ceilalți sunt oglinda noastră. Și atragem noi oamenii de aceeași oglindă către noi, da? De aceea recomand retreat-urile în afara Bucureștiului de obicei și mai ales că stăm de multe ori 10, 11, 12 ne apucă cu diverse discuții pentru... Și culmea că nu obosim niciodată, exact ca în ceea ce fac eu. Pentru că în momentul în care ghidez acea energie de sus, da, și e și eu o protecție, Dumnezeu dă ce e nevoie și te încarcă. În momentul în care te simți slăit de putere, e clar că nu ești pe drumul vieții tale, nu ești pe scopul vieții tale de care vă spuneam că se face la autocunoaștere. Pentru că nu te hrănești de sus și de jos, de la Tatăl Ceresc, Mama Pământ, de la masculin și feminin și nu mai ești acel canal care poate canaliza curent. Și apropo, văd des la mulți care lucrează în medii care nu vor neapărat să lucreze, da? Și e doar o amânare a inevitabilului, că până la urmă trebuie să faci o schimbare într-un fel. Ori acolo să găsești o altă soluție de readaptare pentru a deveni acel canal, a face ce-ți place, ori în alt loc. Exerciții pe malul mării de care am vorbit, exerciții din Peru. Am fost în Peru și am luat multe exerciții interesante de acolo pentru curățarea chakrelor, repararea câmpului energetic, exerciții de respirație pentru energizare și curățare, dezactivarea mecanismului de luptă și fugi. E foarte important, nu poți să eliberezi stresul dacă ești în acea reacție ca și când te atacă un leu tot timpul și ești contractat. Atunci ai imunitatea jos, ai autovindecarea jos. Fără să deblochezi acest lucru, Nu te poți așeza în interiorul nostru. Nu ne putem așeza în interiorul nostru. Importanța în vindecare, echilibrare și armonizarea biorezonanței, a suplimentelor de calitate, diverse opționale sesiuni de biorezonanță, testarea meridianelor, a nivelului de stres din corp și antrenament, cum rămânem în armonie indiferent de haosul din jur, acea coerență a lui, de care vorbește Harmat. Apropo, eu am convingerea că dacă am respirat un aer așa cum ar trebui, curat și am respirat cum ar trebui, dacă am aduce corpului nutrienții de care avem nevoie și am respecta corpul, am respecta echilibru corpului, da? Să ne odihnim atunci când simțim că avem nevoie, să ne facem somnul de vreme, cum se recomandă. Dacă ne-am simțit pe noi și ne-am dat ce avem nevoie, să purtăm haina pe care o avem, simțim să o purtăm, că ne echilibrează centrul de culoare respectivă, să mâncăm ce simțim că avem nevoie să mâncăm, să ne odihnim când simțim să o facem și tot de genul, ceva de genul acesta, noi nu ne mai îmbolnăvi. Că de aceea la țară înainte nu erau așa de multe afecțiuni. Acum, din păcate, nu mai respectă acest regim care l-avea omul arhaic, omul de la țară normal. Acum sunt oameni de la oraș mutați la țară, care vor să le facă pe toate ca la oraș, dar să fie și țărani și nu se mai opresc din a face. Și atunci se întreabă de ce ajung în dezarmonie și în diverse afecțiuni. Nu mai e acea lumină a țăranului român pe față, din păcate, că o văd de multe ori. Și o avem și o zi opțională, luni, cine vrea să mai stea, tehnici de reîntinerire și regenerare a corpului și creierului. Sunt diverse tehnici luate și de la Viloldo, Alberto Viloldo din Peru. El a scris o carte, se numește Neuroscience of Enlightenment, s-a tradus și la noi. Și, în fine, aici sunt multe lucruri și din practica mea de 10 ani, dar și de acolo. De fapt, e o carte în care puteți afla clar cum să faceți diverse lucruri, dar discutăm cum arată o zi care îmbunătățește sănătatea, cât investiți pentru sănătatea dumneavoastră, ce e pH, ce e alcalinitate, apă de calitate, detoxifiere fizică și emoțională, curățarea colonului emoțională, a rinichilor, ficatului și bile, apropo, se poate face înainte să scoateți vezica biliară, e bine să încercați și altceva, dar în fine, sunt și anumite riscuri, trebuie să ori să vi le asumați, ori să nu fie pietre atât de mari.
respirație, oxigen, ozonoterapie, refacerea câmpului gravitațional, conectarea cu pământul, împământarea, sănătatea articulațiilor, dieta, cât mâncați proaspăt, cât gătit, dieta alcalină, legătura dintre dezechilibre și emoții, sentimente, cum arată ziua ideală pentru îmbunătățirea sănătății și regenerarea corpului și diverse bibliografii pe care le mai puteți utiliza. Și să vă citesc din anii anteriori niște mărturii, deși eu nu sunt bună pe marketing, dar am înțeles că trebuie dacă vrei ca oamenii să înțeleagă cu adevărat că se poate. Din păcate, suntem logici, de fapt, cum am fost și eu, cum am spus, și tocmai de aceea nu putem să, câteodată, să credem, da? Eram după un divorț și de peste un an mă vinovățeam și nu puteam găsi liniștea. În cele câteva zile petrecute la mama mea m-am redescoperit. Eliberările și exercițiile de curățare și energizare, tăiere, iertare, meditațiile, marea, locația, casa, grădina, mâncarea sănătoasă pregătită de un nutriționist conform nevoilor fiecăruia au făcut minuni. De 27 de ani avem nemulțumire, energie blocată în abdomen. La unul din primele exerciții mi-a venit să râd necontrolat și deși ni se repeta continuu să lăsăm corpul să facă ce simte, să sărim într-un picior, m-am abținut să râd. Și a eliberat altfel. Prin frisoane, greață, vomă. Culmea e că altă persoană cazată în vila a început și ea să aibă simptome. Mulțumesc, Simona, pentru ajutorul de a trece prin această etapă din viața mea, Ibi, din Covasna. Sunt într-un divorț neplăcut și de câțiva ani într-o luptă de partaj pentru fiul meu. Mulțumesc pentru eliberare, iertare, situației și restabilarea armoniei în corpul meu. Am primit mai mult decât mă așteptam în aceste zile. Mulțumesc mult pentru atenție. Cine dorește să participe la tabere sau la terapii, puteți suna în regie. Vă mulțumesc pentru atenție.